Eu n-am mai scos niciun sunet, că eram concentrat să țin telefonul. Mi-am turnat mașina după un an și ceva de când o am. De ceva timp mă gândeam să fac un stage 1 la golf, iar astăzi am făcut prima etapă pentru a putea face asta. Mai exact, mi-am făcut o turbină nouă pentru că cea veche fluiera și trebuia schimbată. Înainte să vedeți procesul turbinei, vreau să-i mulțumesc frumos lui Bibi, băiatul care a făcut turbina. Vă zic sincer, am fost foarte mulțumit de cum a lucrat și îl recomand cu drag. Dacă vreți să vorbiți cu el să vă facă o turbină, o să vă las mai jos Instagramului și TikTok-ul și puteți să-i lăsați un mesaj acolo. Ce pot să vă spun înainte să începem clipul de astăzi este că am rămas plăcut surprins de ziua petrecută în garaj, unde am învățat destul de multe despre mașini. Hai să vedem de la A la Z cum am schimbat turbina și ce alte componente ale motorului au fost implicate. Pentru a demonta turbina, trebuie să demontăm galeria de aer. Acum se lucrează la scoaterea EGR-ului. Tot din demontarea galeriei de aer trebuie scos filtrul de aer pe care este montat și debitmetrul. Acum se demontează galeria care este prinsă pe motor pentru a se curăța. Deci trebuie să vă explicăm puțin cum am ajuns la această situație. Ca să înțelegeți, am dus turbina săptămâna trecută joi, astăzi este marți. După mi-a spus Bibi, băiatul care o să-mi facă turbina, că pe luni ne auzim la 6 seara. Ideea e că a amânat, n-a putut luni și mi-a zis marți. Doar că toată ziua eu luni nu știam la ce oră marți. L-am întrebat pe Wiz, Wiz nu mi-a răspuns la mesaje și eram în pat astăzi de dimineață și nu știu exact. Mașina asta e turbina, bă, să facem accident, te rog, că vreau să-mi iau și turbina înapoi. I-am scris lui Wiz fix din somn, așa, eu am dormit, știi cum eram atât de entuziasmat că o să-mi fac turbina, nu mai puteam, deci Wiz, îmi pun un semn întrebării că nu-mi răspunsese la vocal, în 20 de minute plec spre tine. Era la modul, oh my god, trebuie să mă grăbesc și m-am dat, efectiv, m-am dat jos repede din pat, m-am băgat, m-am spălat pe dinți, mi-am făcut rutina, am mâncat și după a zis coboară. Bă, la modul ăsta, când ai zis coboară, efectiv eram pe WC-ul, m-am ridicat și am coborât. În sfârșit, după atâta timp, îmi tunez mașina. Datorită acestui băiat care a fost foarte de treabă și m-a ajutat cu relațiile lui. Yeah. David Wiz, căutați pe YouTube. Mamă. Nu. Mergem cu 50 acum, băieți. Noi am ajuns, suntem în fața garajului. Bine, acum suntem, deci, în pustietate puțin. Adică uitați-vă unde suntem. Dar uitați-vă ce e în față. Un mare seria 2. Presupun că asta e turbina. Nu prea mă pricep la avut-o, dar mi-a zis Swiss că cam așa ar trebui să arată o turbină. Și cred că asta este turbina mea. Deci ca să înțelegeți, așa arată turbina mea. Și ați auzit-o în vlogurile mele cum se auzea că fluieră și nu trăgea deloc. Wiz mi-a zis că trage mașina 30-40% aspirat. Deci aici avem un seria 2 din 2018. Haideți să mergem puțin și în față să vedem botul. Păi, deci arată super mașina. Știți că de curând am cam devenit așa fan BMW. Și capitanul e fan BMW și Wiz e fan BMW. Salut, am venit și o cheie de 10. Ia ziceți, băieți, cu ce ați. Am venit cu gânduri bune la dumneavoastră. Dumneavoastră, zici că am 30 de ani. 20. Așa, și am venit să facem o turbină. E garet sau cagat? E garet. Atunci, adu-o în pace. O aducem, hai să mergem. Vezi că e ușoară. E ușoară? Da. De aici cred că se apucă. Tu unde vrei? Tu vorbești serios? Hai că... Nu e chiar așa de ușoară, Wizule. Geometria e blocată până una alta. Să verificăm și suprafața, să vedem dacă e bună. O să ne ia vreo 3 zile să o desfacem, cred că cu flexul. 3 zile? Vino puțin și filmează șuruburile astea. Cu ce crezi că s-ar desface? Aaa, unde ai ținut-o mai? Sunt-o pe mare, ia zi, unde o parcai? Frate, eu așa am cumpărat mașina. Deci am desfăcut turbina, vedem urme de ulei pe partea de admisie și pe partea de evacuare vedem că axul este lovit. Deci garantat și geometria variabilă va avea aceeași problemă. Desfacem geometria variabilă, oricum va trebui mers cu ea la alezat, partea de evacuare, și oricum este lovită 100%. Se vede că geometria variabilă este lovită. Deci, garantat, răcitorul de gaze de pe mașină trebuie înlocuit sau anulat. Fiecare după cum consideră. Ne poți spune ce turbină facem aici? O să facem o turbină de ARL de 150 de cai. Vom folosi pe partea de admisie un rotor MFS bilet. Este mult mai ușor și o să aibă o performanță puțin mai ridicată. Vom folosi geometrie nou-nouță, supapă nou-nouță, să ai o turbină efectiv nouă. Doar carcasa o să fie cea veche, e, dar exact. Înăuntru o să fie nou-nouță. Și cam ce putere o să am pe mașină? Deci cu turbina de ARL de 150 de cai pusă pe mașina ta, o să facă în jur de 170-180 de cai. Garantat lucrul ăsta. Am așezat pe masă ca să puteți să vedeți diferențele dintre turbina veche și turbina nouă. Avem aici supapa,
observați și voi cât de ruginită era pe lângă una nouă. Aici avem centralul. Câtă uzură era pe cea veche și cum arată una nouă. Iar aici avem geometria. Asta, mamă, e neagră și asta e gri. Deci asta este nouă. Singura problemă la geometria asta este că e lovită. Aha. Din cauza asta se schimbă. Vom renunța la compresorul de 105 cai. Da. Așa, și vom pune direct un compresor direct de ARL, ca să nu fie nevoie de alezare, absolut nimica. Vom aleza doar partea de evacuare. Deci, avem aici partea de compresor a turbinei de 105 cai, cât și partea de compresor de ARL. Se vede cu ochiul liber diferența între rotori, cât și diferența de areu între cea de 105 cai, cât și cea de 150 de cai. De ce îmi pui camera în față noi? Ca să vorbești. Nu vreau. Zi, mă, ce avem! Vorbesc, mă, cu oricine! Zi ce s-a întâmplat! Ce s-a întâmplat? Păi plecăm! Gata! Gata, am terminat? Da! N-am terminat! Mergi, mă, acasă! Nu e adevărat! Mergi, las acasă, mă! Mergi la alezat! Mergem să alezăm compresorul, parcă ți-l alezează acum. Și mergem tot mai la celălalt capăt al București, ne stăm acum în Corbeanca și să ajungem spre comuna Pantelimon, Pantelimon în zona aia. Ajungem pe la 4 jumate acolo și alezatul o să se termine cam pe la 7, iar după pe la 8-9 o să fim din nou aici în Corbeanca și o să închidă turbina și după următoarea zi să sperăm că o să poată să pună alt mecanic pe mașină și să ne dăm cu ea. Dacă vă modificați mașinile mai ales pe partea de turbo, nu începeți după să alergați mașinile când ne-am prost, pentru că nu e ok, că turbina aia practic nu merge în parametri, că ea practic o să încerce să-ți dea același volum de aer ca și una normală și ea nu o să meargă în parametri, trebuie totul făcut ok, că după nu se mai pupă volumul ăla de aer cu debitul de motorină și e mai multe, sunt mai multe chestii, e foarte complicat, asta o să vă explic. Deci mai bine după ce vă schimbați, vă faceți un upgrade la mașină, ideal ar fi să contactați un softist ca să vă ajute să meargă tot în parametri, că după știi vorba aia, îți bagi joc. E ceasul 4:40 și noi o să venim cam pe la un 7 după turbina înapoi. Dacă vreți un vlog în care ne plimbăm prin tot felul de fabrici care a fost în vremea comunismului, să vedem ce s-a mai ales de ele, lăsați în comentarii, că mie îmi place și mai învățăm și așa niște chestii de istorie. One eternity later. Iar acum o să echilibrăm turbina ca să putem să o închidem ulterior. Haideți să vedem și procesul. Wow, ce tare e! Ce este cu roșu nu este bine și trebuie să ajungem cu ea, fabricantul ne cere să ajungem la 1 gram, să ajungem în limita linii acesteia, dar noi o să încercăm să o facem în 0.5. Turbina este gata, haideți să mergem pentru că băieții au multă treabă aici și acum o să luăm turbina și plecăm. Hai, noi treci acasă, că băieții ăștia au treabă multă de tot aici. Da, da, se vede că au treabă, hai să plecăm. The next day. Pentru a proteja turbina, trebuie să verificăm baia de ulei să nu existe depuneri și totodată să spălăm pompa de ulei. Aici putem vedea remontarea turbinei de către mecanic. Mașina este gata, cel puțin când vine vorba de turbină. În două zile o să mergem să facem și soft, dar asta o să vedeți în următorul vlog. Sunt super entuziasmat, după cum puteți vedea, am schimbat și roțile, le-am pus pe cele de vară. Așa că haideți să ne urcăm și să vedem care este prima impresie. S-a încălzit și motorul, am stat cu mașina puțin pe loc. Avem consum 49.9. Tata e cu mine în dreapta și mai face câteva teste la calculator în timp ce merg eu, nu? Da, măsură mă anumite chestii, nu că... Din păcate nu prea o să putem să-i dăm foarte tare să mergem cu mașina până noi facem soft. Îți spune cam până unde te poți duce, bă, urcă mișto, adică... Băi, se ține foarte mișto. Aici s-a simțit, tata. Nu făcea asta. Nu făcea? Consumul mi se pare foarte bun. Am 8. Și eu tot accelerez, adică la blană, deci nu merg la consum. Și mergeam la consum și n-aveam 8. Acum poți să-i dai o... După aproximativ jumătate de oră în care ne-am plimbat cu mașina, vă pot spune că trage un pic mai tare, nu este acum vreo diferență uriașă, dar oricum diferența se va vedea la soft. A trebuit să fac turbina înainte să fac soft, pentru că fluiera și v-am zis mergea mașina aspirată. În următorul vlog o să vedeți cum o să facem softul și atunci o să simt o diferență considerabilă la mașină și cum o să tragă mașina. Încă o dată îi mulțumesc frumos lui Bibi pentru că m-a ajutat să fac această turbină. Dacă vreți să vă faceți și voi o turbină la el, aveți în descriere toate informațiile de care aveți nevoie. Eu am fost Nori și ne vedem data viitoare. De-abia aștept să-i fac stage 1 la golf și să vedem cum o să trag. Așa că stați geană pe canal. Pa, pa!